Imagini impresionante pe râul Prut. Pompierii din Iași au intervenit pentru o misiune de salvare mai puțin obișnuită. Au eliberat o lebădă care a stat blocată mai multe ore în sloiurile de gheață de pe râu. Polițiștii de frontieră care se aflau aproape de localitatea Bivolari au văzut cum se zbate pasărea și i-au chemat pe pompieri. Câteva zeci de minute aceștia au tăiat gheața și au reușit să salveze pasărea. Impresionant, unul dintre polițiștii de frontieră care supraveghează zona a luat lebăda acasă ca să o îngrijească. Când pasărea își va reveni, se va întoarce în mediul ei natural.